cineva aici, mă! Cine acolo? Taci! Hei, Naun! Deschide! Hei! Deschide odată, mă! Ghita, nu deschide! Ce vreți? Dă-ne ceva să bem și să mâncăm! N-am nimic, abia ați venit. Să nu ne minți că ai de-a face cu noi! Cine sunteți? Oamenii lui Lică să mă dău! Cine? Suntem oamenii lui Lică să mă dău! Culcă copiii. He, ce fel de om e cășmarul cel nou? Cred că e om de înțeles. Atunci să mai treceți pe la el. Auzi? Tu cu buză ruptă și săilă. Acum să mergem la turme. Multe se pot întâmpla în viață. Dar nu ziceam vreodată să ajung în pustietatea asta. Să te văd pe tine și pe Ana cășmar. Acum voi ați știut, voi ați făcut. Pe mine nu m-ați întrebat. Apoi tot drumul mi-a spus același lucru. N-am mai încercat și alții ca mine. Omul să fie mulțumit cu sărăcia sa. Căci dacă e vorba, nu bogăția. Și liniștea colibei tale te face fericit. Da. Să fi rămas la ei nou, să cârpesc mai departe cizmele oamenilor. Eu ți-am spus numai așa gândurile mele. Din cizmar te-ai făcut crășmar. Toate avea să fi pornit într-un ceas bun. Și de ce să nu le fi pornit într-un ceas bun? Locul ăsta e cu vaț și într-un an ne înslăvenim cu banii. Banii nu ajută la nimic. Voi să fiți liniștiți. Și nu suntem. Nu suntem, femeie. La ce te gândești? Nu gândesc la nimic, Ghit. E prea multă singurătate aici. Mai ales acum noaptea când bate vântul pe câmpie. Câmpia e plină de oameni călări și oamenii ăștia nu sunt buni. Ce-mi pasă mie? Hanu-i arendați pe 3 ani, după aceea plecăm de aici. Voi să fiți mulțumite, ca să am și eu sufletul păcat. Lasă, pentru o altă dată. Păi, de când ai venit crâșmar, locul e binecuvântat. Așa spun toți. Facem și noi ce putem. Ei, să ne vedem sănătoși. Lică, n-a fost încă pe la tine? Nu, dar de ce mă întrebi? Dar nu, așa. Mă gândeam că...
A, nu. Adă lumânarea. Dumnezeu, zi bună, Ghiță. Ții minte, mamă? Ziceai să fim mulțumiți cu sărăcia noastră și cu liniștea colibii. Mai bine era cizmar? Ești Crâșmaru? Eu. Dă-ne pite ceva de leguri și de beut. Nu-și mai încap în piele. Fără ei, baronul Demne și mort. Într-o lună îi fură tâlharii toată turma de porci. Știați mai târhar ca târhari. Ascultă, Crișmare, n-a trecut pe ei Sămădău? Nu știu de care Sămădău vorbești, dumneata. Te întrebăm de Lică. Lică Sămădău. Nu știu, nu-l cunosc. E căpetenia porcarilor de pe câmpie. Tu nu-l știi pe el, dar el te știe pe tine chiar dacă nu te-a văzut niciodată. Lică îți află urechea porcului și în oala cu varză. Și zici că nu l-ai văzut, a? Nu a venit pe la noi. Crâșmare, mulțumim. Dumneata, nu te amesteca. Am înțeles eu cu dânsii.
voiau de la tine? Ce voiau? Nimic. Drumeți, ca oricare alții. Au venit, au plecat. Ce ne pasă? Cine-i Lica să mă dău? Nu știu, nu mă întreba. Unde e Crișmar? Noi suntem. Știu, dar pot fi și oameni pe aici. Eu înțeleg de Crișmar. Cu el vreau să vorbesc. Ghiță, se caută cineva. Tu ești Crișmarul cel nou? Da, am venit de Sfântul Gheorghe. E Ghiță, ginere meu. Slavă Tatălui! De când suntem aici, ne merge bine. Aici le merge bine la toți oamenii cu minte. Da, n-au trecut niște oameni pe aici? De, suntem la drum și trece multă lume. De 3 oameni întrebam. 3, 4, 100. Lumea trece. Nu-i dat ina Crășmarului să ții seama de cei ce vin și trec. De 3 oameni ai mei întreb. I-am trimis să vadă o pădure pentru turme. Și nu știu, au trecut, ori să-i aștept aici. Ah, ori fie aia 3 care au beut ca sparții și n-au plătit. Pe semne muier le văd mai bine. Ai mei erau. Știau că vine eu pe urmă și plătesc. Da, eu vreau să vorbesc cu tine. Singur. Mano. Bătâna să-și țină altă dată gura. Mă cunoști? Nu. Eu știu că să mă dau. Multe să zic despre mine. Unele sunt adevărate. Altele nu. Tu atâta să vezi. Umplu ziua în amiaza mare și nimeni nu mă oprește. Mă duc la oraș și stau de vorbă cu domnii. Am în seamă 23 de turme de porci. Și de la mine nimeni nu îndrăznește să fure. Ai înțeles? Am trebuință să știu cine trece pe drum. Cine stă, cine ce zice și voiesc că afară de mine nimeni să nu știe. Altfel nu e bine. Înțeles, uneam? Cum se cade o omghiță? Păi Lică să mă dă om. Lică? Și câte nu zice lumea despre el? Așa e lumea. Să nu crezi nimic până nu vezi cu ochii. Și încă ceva. Oamenii sunt mulți, vin, pleacă. Noi n-am văzut nimic și ne vedem de treburile noastre. Ați înțeles? Înghiță. I-am cumpărat la Arad. Îi fac eu paznici colțul și n-ai grijă. Omul ăsta-i morții. L-am adus de ajutor lui Laie. O să fim mai mulți acum. Du-te să-ți dea de mâncare. Thank you.
aici? Deschide! Ce? Se caută ființa. Vă rog, Pintiu, să-ți dau un pahar cu vin. Nu, mulțumesc. Să nu mă întrece. Am vrut să te văd și să te întreb ceva. Lică n-a fost încă pe la tine. A fost. Mie nu-mi place aici. Nu te mânia pe mine. Mă tem. Nu-mi plac oamenii care vin. Nu-mi place morții ăsta pe care l-ai adus. Câni. Nu-i nimica. Nici mie nu-mi plac multe, dar m-am săturat de sărăcie. 2-3 ani. Biruim noi. Auzi? Și pe urmă... Laie! Unde ești, mă, leneșule? Aici sunt, bade. Încuiată-i porțile! Le încui acum. Ce gălea? Aici, aici! Sănătate-și voie bună de la Lică, să mă duc! Oh! O zis, Lică, să ne dai să bem și să mâncăm. Ți-am lăsat 5 glăsuni, pe care ți-i alegi. Bine plătește, Lică. 5 glăsuni? E? Mâncați și beți. Lăsați că mă înțeleg eu cu Lică. Grija mea de plată. De unde știu eu cât orbea și ori mânca? Vreau să am socoteală curat. Ziua bună. Ziua bună. De ce n-ai primit, hă? Ce să fac cu ei? Să-i tai, să-i vinzi, să-i îngrași. Poate omul n-are bani. Vezi bine că e cinstit și te plătește cinstit. Tu ia, că nu știi ce va fi mâine. Lasă că mai trec și alte turme. Hai, bă, du-te și vânca, bă! Hai, dați-i zor, dați-i zor, că ne omoară Lică. Zis, Lică, să-mi opresc 5 grăsuni. Noi nu știm nimic. Ori plătim înainte, ori nu plătim deloc. Pe semne că au dat de cățelul pământului sau de vreo vulpe. A furisit câini.
Te pomenești că nu-i nimeni la crâșmă. Nu, lasă-i în seama mea. Listeți ești, mă. Vrei să urle la noi de câte ori venim cu ace? Nu crezi că ar fi mai bine să plecăm de aici? Colo pe la Sfântul Dumitru. Pentru ce? Nu ți-i urât în singurătatea asta. Câteodată m-am învățat. Nu ți-i frică? De ce? De ce? De toate. Tu auzi cum latră câinii? Au dat de vreo urmă și latră. Dar mie parcă mi se răcește măduva noase. Auzi? Nu mai latră. Bun câini, dar tot eu sunt nașul lor. Ce-i cu tine? De ce te-ai speriat? Nu știu nici eu. Pierd ziua de azi pentru cea de mâine. Ție ți-a luat liniștea să mă dău. Vezi, iar taci. Le fier pe toate în tine și mie nu spui niciodată nimic. Poate. Au venit la crâșmă Lică și oamenii lui. M-auzi? Da. Lae, du-te pe vale, prin dosul răchitelul, să nu te vadă. Noroc bun să dea Dumnezeu. Noroc bun. Să intrăm. Voi doi rămâneți aici. Singur? Nu e nimeni aici. Avem o vorbă împreună. Și mai multe. Iacă, astea semnele turmilor mele. Când trec orice pe drum, să te uiți la urechea lor. Să ții bine minte omul care-i mână și să taci. Cred că ne-am înțeles. Eu cred că nu. Cum așa? Înțelegere cu Sira nu se poate. Eu pot să spun că îți fac pe voie, iar în spatele tău să fac mă vine mie la socoteală. Ori îmi faci pe plac, ori caut alt om aici. Ascultă, să nu crezi că mă poți ține cu frica. Caută să te înțelege altfel cu mine. Asta e înțelegerea mea. De gândit poți gândi orice. Dar de mine să te temi. Dă-mi cheile. Care chei? Toate. De la ladă, de la dulapuri. Cine vine aici vine să-și facă bani. Ai făcut și tu. Am să mă împrumut de la tine. Nu te prag. Iau cu împrumut și plătesc. Cu cama de câte vrei. Când vine la socoteală, să înțelegi. Nu-ți dau un scris că nu ți-e de folos. Trăiesc, plătesc. Dacă mor, tot ai de unde lua. Vrei bani numărați? Ce să mai pierdem vremea? Acolo-s. Ia cât vrei, dar mai lasă-mi să nu simtă nevastă. Thank you.
Nu vii? Ai văzut că te-ai făcut plâng ca un mielușel? Să nu te mișc, că fac moarte de om! Ce vrei? Nimic nu vreau. Am nevastă și copii și nu-ți pot face nimic. Mi-ai luat banii să-ți fie de bine, dar să nu crezi că-ți poți bate joc de mine, auzi? Nu te juca, dar cu mine! Ți-e frică? Ți-e frică și nu ți-ar fi rușine să schimbi oameni în ajutor? Dar fi rușine dacă aș fi venit fără ei. Atunci am să-i chem eu să te bată că te temi. Săriți, măi, oameni! S-a prins la harță cu noi. Răuți, leagă sluga. Bate nevastă și copii în casă. Nu băgați nevasta în treburile noastre. Nu vă atingeți de mine, că nu-i bine. Nu fi tâlhar, proslică. Tu mă poți omorâ cu hoții tăi, dar eu te pot duce la spânzurătoare. Știi unde e sluga? L-am trimis la popa din Fundulen să-i spună că sunteți aici. Așa e. De atunci nu l-am mai văzut. Pentru asta am să te țin minte cât o-i trăi. Fără vrășmășie, pe mine nu mă poți cuprinde. Oameni ca mine sunt slugi primejdioase, dar prieteni neprețuiți. Am zis eu că vreau să fii slugă? Atunci bine. Pricep eu că fără voia ta nu pot sta aici. Am să-ți fac pe plac. Dar lumea trebuie să mă creadă stricat cu voi. Dar noi cum trebuie să te credem? Cum mă știți? Așa. Banii să mi-i lași. Adică iau cu mine. Ce-i în mână nu-i minciună. Adă, vin. Să te joc, să zici că ai fost jucat. Și dacă n-am poftă? E, vine pofta. Ei, lasă-mă că nu vreau să joc. Bă, dar năzuroasă te-ai făcut. Joacă nevastă, nu o să-ți ia din frumusețe. Ha, 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 ha,
schimbă vremea. Am să rămân aici peste noapte. De unde și încotro? Păi, de la o sărăcie la alta. Neata nu ne cunoaște. Ghiță! Când vine arendașul? Arendașul? Socoteam să mă duc eu la el. Nu te duce. Lasă să vină el. Am o vorbă cu dânsul. Bine? Să te vestesc când are să vie? Nu-i nevoie. Aflu eu. Grija mea de arendaș. Am bani la mine și drumurile rele. Apoi noi am plecat. E sărac, nici câine nu-l labră. Hai mai, șomeri. Lasă-mă! Stați. Voi doi vă întoarceți la Ineu, cum ne-am înțeles. Răuț are treabă la fundure. Hai. Hai. Care umbră noaptea. I-am văzut, fii pe pace. Dacă n-ar fi oameni cunoscuți, nu i-ar lăsa marții să treacă. Mie nu-mi place marții asta deloc. Ia, voi tu bănuiești pe toată lumea. Hai, fii cu minte și te liniștești. Thank you.
oameni așa mai însemnați au fost ieri aici. Nu-i mai țin minte. Eu trebuie să aflu. Eu nu știu de ce mă întrebați, dar pot să vă spun că la asemenea întrebări nu răspund. Nu cercați să-mi bag capul în primejdii, ori să spun minciuni. Dacă aveți ceva cu mine, legați-mă și duceți-mă cu voi. La nevoie, așa o să facem. E om vieț. Nu sunt eu prieten? Tocmai de... Lui Lică îi spui tot. Ce are face Lică acum? Are. Cunoști pe Lică? Îl cunosc. Bine? Bine. Am fost prinși odată împreună. Tu ai fost închis? Da. A furat niște cani, Lică și cu mine. Și acum ce ai cu el? Mi-a făcut una pe care n-am să o uit toată viața. Sunt om de 38 de ani, Ghiță. Dacă împlinesc 40 și nu l-am dovedit, mă spânzuri. Dar să nu mai pierdem vremea. Cine a fost el pe aici? Nu mă întreba, că nu-ți pot răspunde. Atunci să spun eu despre ce-i vorba. Azi noapte, doi înși cu fetele acoperite l-au călcat pe arendaș. L-au zdrobit și i-au luat toți banii. Lică a făcut-o. Pun cap. Ce crezi de asta? Nu se poate. Lică a dormit aici azi noapte. Pot pune mărturie. În Hamâncaie. Ia-ți slujile și vii cu mine la Inău. Jandarmii rămân aici. Ce vrea Pintea? Plec la Inău cu Laie și Marții. Mergem cu Pintea. S-a întâmplat ceva. Închideți ferestrele! Ce vrea să ne trăznească din senin? Dumnezeu nu lovește decât pe acela care n-are cugetul curat. Dumnezeu! Totdeauna Dumnezeu și numai El. N-aveți o odaie? Da, avem. Poftiți. Doriți ceva? Doresc să stea ploaia, ca să pot pleca mai departe. Unde mergeți? Da, o știu. Prin prejur. De aici sunt pădurile cu turmele de porci. Cât vezi cu ochii? Are turme? Așa se zice. Dar pe cine jelește? A? Ia, pe bărbat sau. S-a împușcat acum 3 săptămâni. S-a împușcat? Pentru ce? Nu știu.
nici lucru. Sărmana femeie. Adine de băut. Îmi vine să dau dracului tot. Și cai, și trăsură, și stăpână cu copil cu tot. Să-i las aici în pustietate. Taci, bă, că-i te aude. Eu fi dat bani la bancă. Baia dat care punga umplată. Iar da Dumnezeu să mă dăune un gând bun, ori crezi că să mă dău fură și iar vindeci? Eu nu cred, bănuiesc. Dar las pe mine, că dacă o fi să fie, ne-a văzut Dumnezeu pe amândoi. Pregătiți trăsura. Cucoană, eu zic să mai stăm. Uscai, osteniți. Rămânem în drum, Cucoană. Pregătiți trăsura, am spus. Poftim socoteala. N-ați putea să-mi dați alta, asta e ruptă. Poftim alta. Slugile astea ale cârciumarului sau sunt împite sau sunt plătite. Fiecare spune altceva. Cel de la grajd, raportez cu supunere, n-are vină. Ăsta care a ieșit acum, ați văzut, e isteț. Știi bine cine a venit și plecat ieri noapte de la cârciumă. Da. Să vină cârciumarul. Haide. Bagă de seamă. După cum stau lucrurile, nu poți pleca acasă decât pe cheză și... Tocmai tu să-mi faci una ca asta. Bine, Bintiu. O să vină dar vără mea, popa Andrei, să dea cheză și... Dumneata ești prieten cu Lică să mă dau? Tocmai prieten n-aș putea zice. E un om cu care n-aș vrea să mă stric. Dar ce folos ai dumneata dacă nu te strici cu el? Foloase nu prea am, dar se înțelege că s-ar putea să am pagube dacă m-aș strica cu el. Oamenii lui mănâncă și beau. De-aia m-am pus cășmar la drum. Uite-te la mine! Cu ce te plătește să mă dau? Dacă n-are bani, îmi dă porci. Știi cum se numește cel care se însoțește cu tâlharii? Domnule comisar, să nu-mi arunci mie vorba asta, că n-ai pentru ce. Dacă nu știi să curățâți drumurile de oameni răi, cum îl credeți pe Lică, nu-i năpăstuiți tot pe aceea pe care dumneavoastră îi lăsați în strâmbtorare. Dacă-ți gura! Te dovedesc eu. Lică a stat toată noaptea singur? Nu. A venit la el un om cu o muiere. Cine era omul acela? Nu știu. Nu cumva era răuț? Nu. Poate că a fost altul. Nu știu. Era noapte, n-am văzut bine. Ai vorbit cu Lică despre arendaș? Da. Adică el m-a întrebat dacă nu știu când vine arendașul. A mai auzit cineva? Nu cred. Mă luase deoparte. Nu cumva să mă dă la vorbit așa ca să arunci bănuiala asupra ta? Dacă se dovedește că el a călcat pe arendaș.
Nu cred. Nu se poate. Pot să jur doar atât că Lica a dormit toată noaptea la crâșmă. O să descurcăm noi și asta. Ca să vezi că știm să curățim drumurile de tâlhari. Te las slobot pe cheză și plecați. Ăsta rămâne aici. Haideți. Dragă Vere, nu te amăra. Adevărul cum scrie la Sfânta Scriptură iese ca un de lemn deasupra. Ți-am spus eu. Nu trebuia să te faci creștin. Nu-i curat banul pe care îl dau oamenii pe apa diavolului. Cine-i femeia asta? Păi, o să-ți fie slujnică la crâșmă. Slujnică? Aș fi avut nevoie de așa ceva, dar nu tocmai acum. Parcă spuneai că-ți trebuie. Te-am ales-o eu. Eu pui scoade în casă. Să nu te miri. Am poruncă să-ți caut casă. Adică și asta? Bine, Pinteu. Spune-mi tu, pe sufletul tău, mă crezi ori nu mă crezi vinovat? Nu mă întreba, că nu pot să-ți răspund. Înțeleg. Astea-s vorbele pe care ți le-am spus eu azi dimineață. N-ai avut vreme să mă cunoști până acum. Noi bănuim pe toată lumea. Asta ne-i meseria. Îți fie de bine. Prea puțin îmi pasă de mă crezi așa, ori altfel. Mână! Aici nu e bună! Cumva ești gata să-și urcă, nici asta n-a făcut-o Lică. S-a ieșit din fire? Nu mai pierdem vremea. Femeia rămâne aici. Noi trei pornim prin pădure să căutăm urma. Haideți. Eu nu mă duc. Plec acasă. Fără mine nu pot. Să-te înlături. Nu mă băga în păcate, Pinteu. Nu pot să-i las pe mei singuri în pustie toate astea. Că te stobesc! O luasă ca tine nu mă oprește pe mine! Luasă? Luasă ai zis? Nu pot să pleci?
Cine a trecut azi pe aici? Oameni, fel de fel. A, nu. Nu vorbi așa cu mine tocmai acum. E drept că am plecat și nu ți-am spus cum stau lucrurile. Află că azi noapte l-au călcat pe rândaș. L-au bătut de moarte și au furat de la el bani, aur și agentărie. M-au bănuit și pe mine. Am scăpat doar pe chezășie. Pe drum am găsit o trăsură boierească și lângă ea un copil omorât. Cine a mai fost în trăsura aia? Ce ai? Să nu te apropii de mine. Lasă-mă, nu mă atinge. Nu te las. Trebuie să știu ce ai. E primejdie, Doamne Sfinte. E primejdie la casa mea. De ce te ascunzi de mine? De ce? Tu crezi că-s proastă, dar nu-s. Azi noapte am vrut să-mi iau copiii și să plec. Să te las pustie și patimii tale. N-am avut putere. Zici că l-au călcat pe alendaș? Crezi că nu te-am auzit ieri vorbind cu Lica de dânsul? Crezi că nu l-am văzut pe Lica întorcându-se în zor de la Inău? Ce vrei să spui? Tu, tu și cu Lica, voi în înțelegere l-ați călcat pe alendaș. Adică și tu. Da, omoară-mă că ești mai tare ca mine. Tu zici că m-am înțeles cu Lică ca să-l prăd pe rândaș? Da, tu! E scârbă că mă gândesc că poți să împarți patul și casa cu un om așa cum mă socotești tu pe mine. Ce-i, mă? Nu-i bine deloc. Ei, ce-i? M-a lăsat singur cu moștul. De ce n-ai rămas acolo? Au venit oameni cu fețe acoperite. I-am văzut. Au venit pe cai să mă omoare. Ai doi cai în grajd? Am. Noi mergem la căprar. Pinte.
treci de pază. Argenteria, cuțitul, da, se poate face o legătură. Fără îndoială căsăilă și buză ruptă sunt cei care l-au prădat pe arindaș și l-au omorât pe Hansen. Biciu. Da. Lică nu este omul care se uite ceva la locul crimei. Și pe urmă, bișca asta pot să aibă și alții. Raportez cu supunere. Lică să mă dău, e aici la Ineu. A venit să aștepte pe o doamnă de la Arad pentru o vânzare de porci. Arestați. Mă duc eu. Vă raportez cu supunere că la moară n-am putut căuta. Cășmarul a fugit. Cum? Să fie adus imediat legat. Am auzit că am găsit o trăsură și un copil mort la marginea drumului. Nu cumva crezi că poți să pui și asta în socoteala mea? Nu știu. Măi, Pinto, eu să fiu în locul tău, te-aș dovedi și nevinovat. Nu mă scos tu din sărite. Nu sunt eu omul care să-l poți purta după placul tău. Dacă vreau, am și făcut-o. Dar mai lasă-mă, mă, în pace. Nu mai mă cârâi atâta. Nu vezi că merg fără nicio împătrivire? Vezi că-i făcută? Râzi dacă poți. Că eu am sărit de seara când am să mă plimb cu țigara în gură printre oamenii ăștia. Bagă de seamă că e încărcată. Nu te juca! Băi, să meargă cineva dintre voi la curte, la domnul baron Vermeși. Să-i spună că i-au oferit vreo 70 de porci din turmă. Și că eu am fost prins și nu pot umbla după ei.
Îi vezi? Jur să spun adevărul și numai adevărul. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Ce ai vorbit cu Biltașul de la Moara cu Noroc despre arendaș? N-am vorbit nimic despre arendaș la Moara cu Noroc. Dar despre slujnic? Nu țin minte. În mărturii se spune că Săilă și Buză Ruptă au plecat la Ineu fără... Se poate, dar eu nu mi-aduc aminte. Cine a fost muierea pe care a adus-o Răuț la Birt? Răuț a venit să-mi spună că a pierit o turmă. Birtașul și sluga lui trebuie să fie înșelat când a văzut și o femeie. Nu bănuiești că Birtașul de la Moara cu Noroc a fost înțeles cu Săilă și Buză Ruptă? Nu cred că ei l-au călcat pe arendaș. Nici că au săvârșit faptele de drumul de țară. Știi că argintăria a fost găsită la casa lui Buză Ruptă? Știu. Cred că a fost ascuns acolo de cineva. Poate de vreun om al lui Pinta, care nu este vrășmaș. Astea le cunoști? Nu pot să răspund nimic. Aștept ca lucrul să se deslușească de mărturiile celorlalți. Martorul Răuț! Martorul Răuț! Martorul Răuț! În noaptea aceea am plecat cu Sămădău la turme, că s-a rătăcit una. Am căutat-o toată noaptea, dar de găsit n-am găsit. Am fost și în pădure la Funduren și la Șicula, pe semne că o furase Săilă și Buză Ruptă. Eu eram la Ineu în ziua aia când zic că s-a covint acolo, dar domnul Solgăbiro știe. Nu m-am întâlnit cu ei, deja v-am zis. Mint. Eu am fost în pădure la Fundureni și nu i-am văzut. Și am fost și la Șicula și nu i-am văzut nici acolo. Și... Eu am fost în noaptea aceea acasă, la Ineu, și n-am văzut nimic. Păi nici muierea mea nu văzut nimic. Am fost întrebat. Ia ca asta știu. Că prea Pintea! Nu putem primi această mărturie. Căpralul Pinte este vrășmaș clientului nostru. L-a amenințat cu moartea. Putem cita moartea. Eu primesc. Eu cred că Săilă și Buză Ruptă nu-s vinovați. Că ardintăria a fost ascunsă de alții la casa lor. Răuț n-a avut cu cine veni până la Moara cu Noroc, decât cu vântovarăș. Muierii n-avea de unde să aducă noapte. Că până la Moara e departe și nu se duc.
Cum ați umblat de la Ieneu la Salonta de nimeni nu v-a văzut? De ce v-ați ascuns? Nu ne-am ascuns, dar nu ne-am întâlnit cu nimeni. Nu prea înțeleg. Răuța a plecat spre Fundureni, iar nu spre Ieneu. De ce asta? Așa ne-am înțeles. Ca să nu se întâlnică să mă dău care mi-e vrășmaș și s-ar fi mâniat pe Răuț. De ce a luat-o el către Fundureni, ca să ne întâlnim la deal? Minte! Eu luni am fost amoara cu noroc, iar marța a fost în pădure la Șicula. O stă minte ca să mă năpăstuiască. Am patru maturi. Noi ne-am înțeles. Ne-am înțeles cu Răuț să furăm o turmă de la Fundureni. Și ne-am dus pe ascuns la Salonta să căutăm un cumpărător. Onorat tribunal, spusele acuzatului sunt contrazise de fapte. Aceștia de aici sunt adevărații vinovați. Ei sunt brășmașii lui Căsămădeul, ca și Pintea, aici de față. Reiese clar că ei nu puteau să vrăși fapte în înțelegere cu dânsul. Numai ei au lăsat din adins biciului Lică lângă trupul iubitei sale stăpâne, deși acesta i-a apărat cavalerește. Lică nu putea fi unul din cei cu fețele acoperite, pentru că el a dormit la moara cu noroc. Noi îl cităm martor pe Birtaș. Adevărul e mâinile tale. Poți jura că atunci noaptea Lica a stat toată vremea la moara cu noroc? Nu pot să jur că n-a plecat. Dar jur că l-am știut toată noaptea la crâșmă. În numele maestății sale, împăratul Franț Iosef I, decidem. Acuzații Săi Lăboarul și Buză Ruptă sunt osândiți pe viață pentru tâlhărie și omor. Nu, nu sunt vinovat, nu, nu sunt vinovat. Lică Sămădăul se află nevinovat. Birtașul Ghiță se achită din lipsă de dovezi. Iartă-mă, Anu. Iartă-mă tu cel puțin. Eu n-am să mă iert că tu ai trăit. N-am păcătuit nimic. Dar n-am vrut să te cred când mi-ai arătat calea cea bună. Sunt ăștia. De-ai rândașului, ori de-ai domnișoarei. Și de unii și de alții. Ca hoț m-am împrumutat de la tine. Ca hoț îți plătesc. Dar dacă mă prinde cineva cu ei? Banii sunt bani și tu ești crâșman. Primești ce-ți dă fiecare. Și dacă te-aș da de gol? De asta nu mă tem. N-ai făcut-o la judecată, acum e târziu. Vezi? Ești om cu minte. Ce folosea dacă îi spuneai judecătorului ce e ce nici el nu dorea să-i spui? Măi, Ghiță, măi, peste mintea mea nu trece niciunul. Nici tu, nici alții. Iar pe ăia de-au vrut să mă păcubească, lasă-i să stea la răcoare dacă sunt proști. Dar cu femeia din trăsură, ce ai avut? Ceea ce am cu tine.
vindea aur și pietre scumpe pentru mine. Dar era să mă dea de gol. Și m-a înșelat. Și pentru asta ai stins 4 suflete? Tu nu ești om. Ești diavol. Pricepe acum? Acela care ține cu mine nu are să se teamă de nimic. Iar cel care îmi vrea răul trebuie să tremure ca varga. Tu ai fost om cinstit și am făcut din tine om vinovat. Dacă vreau, te duc la ștreang. Pentru ce? Nu te teme. Acum nu vine la socoteală. Am nevoie de un om ca tine. Mâine plec de aici, dă-mi pace. Stai! Acum nu te las eu să pleci. Ai stat până acum din lăcomie. De acum înainte vei sta de frică. Ce vrei cu mine? Ce vreau? Mulți drumeți au pierit la crâșma asta și li s-a găsit urma la 3 poști. De când ești tu aici, n-a murit încă niciunul. Mă înțelegi? Și nici n-are să moară câtă vreme am să stau eu aici. Afară, poate, de mine. Vorbești ca proști. Poate și eu am vorbit odată așa. Nu mai țin minte. Când am omorât pe cel dintâi om, aveam nevoie de bani să plătesc baronului niște porci care au pierit în turmă. Pe al doilea l-am ucis. Ei, ce știi tu? Acum puțin îmi pasă. Tu ești om, Ghiță. Adun multă ură în tine. Dacă te-aș avea tovarăș pe tine, aș râde și de muma dracului. Cât sunt tovarăș? Nu te primesc. Pe om nu-l stăpânești decât cu păcatele lui, ori cu slăbiciunele. Atunci îl ții în mână. E însă o slăbiciune de care mă tem. Oamenii cu asemenea slăbiciuni te dau de gol că nu te aștepți. Am pățit odată cu pintea, nu vreau să o pace cu tine. Ce fel de slăbiciune? De femei. Ba mai rău, slăbiciunea de o singură femeie. Săptămână bună, Ghiță. Bună. E bună hârtia asta? Să-mi dea Dumnezeu toate astea. Banii ăștia toți i-ai primit de la un singur om. Toți sunt însemnați. Iar știi asta? A mai fost odată în mâna mea. Am mai văzut-o la femeia aceea care a fost omorâtă. Ori tu ești amestecat în trebile astea, ori nu știi să te ferești de oameni răi. Ghiță, cine ți-a dat banii? Drumeț, ce mai știu eu? Pune cai la căruță. Mă duc. Îmi iau copii și mă duc. Copiii aceia sunt și ai mei. Da, sunt însemnate. Le-am primit de la un om pe care nu-l cunoștem.
într-o zi ai să-l afli. Să nu te îngrijorezi dacă să mă vezi schimbat. Eu trebuie să scot la capăt un lucru greu. Chiar acum plec ca să fiu mâine dimineață înapoi. Să nu afli nimeni că am fost plecat. Tu culcă-te. Unde te duci? Hai să afli. Ar trebui să ai mărturii că ai primit banii de la el. Orlică, nu ți-i dea decât între patru ochi. Atunci ce să facem? Mult ar fi de făcut dacă ai fi tu mai viclean. Știi tu că sluga ta Morții e omul Ulică? Morții? Stai, stai. Nu te aprinde. Am găsit eu leacușul Morții. Acum ascultă. Banii împunși sunt de la bancă. Acolo se trag pe o sârmă și se pecetluiesc. Sunt banii, domnișoare. Aurul și argintul sunt de la arendaș. Tot el a mai avut și hârtii din cele mari, pe care le-a însemnat în colț cu o cruce. Așa? Ei, ești în stare să mi-l dai pe Lică prins când are în șerparul lui bani din ăștia, hă? Ți-l dau. Vai, domnul. Lică are să te pună pe tine să-i preschimbi banii. Poate chiar să vinzi aur și argintărie. Tu vii la mine. Și eu îl pun pe arendaș să-i schimbe. Să nu intru într-o încurcătură. Grija mea de asta. Poate ne ajută Dumnezeu să-l prindem. Să se plinească legea. O să iasă frumos. S-ar putea altfel. Când o nevastă așa frumoasă ține capătul. Nu mai am mult. Codriște o fac singur. Mergeți înainte. Urcați dealul până vedeți tur la biserică din fundure. Și apoi tot înainte. Drumul. Mulțumim. Rămâneți cu bine. Măghiță. Vreau să vorbesc cu tine. Jumătate sunt ai tăi. Să-l bagi de seama că ne schimbi. Au semn. Uite. Adică mă faci părtaș. Dar dacă mă duc cu ei la judecătorie și spun că i-am de la tine. Dacă aveai de gând să faci asta, nu mi-ai fi spus. Apoi te știu om care ține la bani. Da. Aici dai jumătate. Schimbe și pe ăștia. Dacă mâine la Arad. Și dacă înainte suntem la parte. Așa să știi. Păi, dar mult am mai furat ăsta de la arendaș. Mult. Și toți banii ăștia da lui Lică? Toți ai, cui drag vrei să fie, dar nu-i mei. Ia, ascultă. Când îmi faci știre de venirea lui Lică, să-l prindem cu banii asupra lui, așa cum ne-a fost vorba. Ce știu eu când vine? Lică totdeauna pe neașteptate, uneori cu bani, alteori fără. Asta nu-i viață. Câteodată îmi vine să fug încotro, evidea cu ochii. Bine, bine. Să nu dea Dumnezeu să încerci să mă înșel cumva. Stai, mă! Ce? Te-ai mâniat? Nu, nu m-am mâniat. Ești îndrept să vorbești cum vrei cu mine. Ce-mi pasă? Hai, nu fi supărat. Și eu am uitat că mi-ai spus loază. Lasă. Să treacă toate astea. Să se facă odată dreptate. Vom fi și noi alți oameni.
Ți-am spus că am jurat să-mi fac seama dacă nu-l prinde Lică. Dar ce ți-a făcut? Mi-a luat femeia. De Paște-i trimit pe mei la Inău, la Neamuri. Atunci îl prindem. Să știu că-mi las capul. Ascultă, nu. Eu nu pot merge cu voi. Trebuie să-l aștept pe Lică. Lică, dacă tu rămâi, atunci nu mă duc nici eu. Ai nebunit? Duceți-vă și fără mine. Eu am să viu a doua zi. Eu cum petrec Paștele fără tine? Ce-ar zice lumea? Să o ia dracu de lume! Vreau să te duci, n-auzi? De ce te răstești așa la mine? De ce? Spune-mi, ce ai iar pe suflet? Stai în cale! Nu-i nimic. Tocmai de aceea am să rămân. Să nu crezi că mă pot alunga. Țin la tine. Și am să țin oricât de rău te-ai purta. Grozav ți-e de mine. Spune drept, știi care să fie Lică aici, de-aia vrei să rămâi. Groaznic te-ai ticăloșit dacă poți să-mi spui așa ceva. Tu te pleci în fața lui ca o slugă, nu eu. Să ne ferească Dumnezeu să ai ceva pe suflet. Că atunci viața noastră are să fie mai rea ca o robie. Și de lăsat singur, nu te las. Mama. Du-te singură cu copiii. Ghiță-l așteaptă pe Lică și eu rămân cu el. Dragii mei, am tot tăcut. Ia că nu mai pot. Mi-e inima grea ca un bolovan. Vă părăsiți voi neamurile pentru unul ca Lică de sfintele sărbători. Am tot tăcut. Nu mai pot. Lică e un om rău din fire. Țineți-l departe de voi. Mama, hai cu noi! Mama! De ce a rămas aici? N-am putut să mă desfac de dânsa. N-ai putut. Trebuia să poți. Eu nu umblu după posta ta. Am adus aur, argintărie, bani. Păi rând să pleci. Cum să-i fac? E treaba ta. Ce pasă mie? Spune să pleci. Să te ferească Dumnezeu de oamenii care au slăbiciune de muiere. N-am slăbiciune. N-ai. Bai. Apoi las că-i pune-o capăt. Bine că a rămas aici. Am o mâncărime în mine grozavă. Grozavă mâncărime. Urăm așa că acum vedem lăutare aici. Am un chef din cele mari. Și eu mergi pe trece. Ei, fac eu rând lui Ghiță să plece și să ne lase singuri. Nu mai să poți.
tare te înșel dacă crezi că bărbatul meu ține atât de puțin la mine. Uite cum se supără. Te-am atins la inimă. Dacă n-aș știu că de mult ține înghiță la tine, de mult aș fi furat. Hai să te joc. Nu joc. E, ai mai spus-o și altfel. Hai. Căjim nițel. Băi, Ghiță! Băi, Ghiță, nu mi-o lași și mie acu' o dată de ziua de Paște. Fă ce vrei cu el. Tu pleci pe aici încolo și mă lași pe mine cu ea. Am să spun că te-ai dus să dormi în podul grajdului. Are să-ți fie greu acu' dintâia dată. Pe urmă, te lecuit pe vecie. Când să mă întorc? Mâine dimineață. Un lucru te rog. Hmm? Nu mă fă de rușine, lumii. Se înțelege. Răuț. Puneți cai la căruța lui Ghiță și plecați toți la Șicula, la nuntă. Pe sară tu și cu pomul vă întoarce și stați ascunși. Ieșiți numai la semnal. Știi care? Știu, o este. Așa, hai, pleacă! Haideți, bă! Care e ce spune la Chicula, bă? E nuntă acolo! Luăm la urcare și vrem până o vânta luna! Hai, la aia! Hai, bă! 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 Dar Ghiță unde-i? S-a dus și el. Nu ți-am spus că-i fac rând să plece și să ne lase singuri? Să se întunece. Trageți caii de la vedere.
Așa crezi tu acum? Asemenea lucruri se simt. Dacă te-aș iubi, mi-ar fi greu să mă despart de tine. Lumea mă socotește rău, pentru că știu să mă stăpânesc. Nici acum nu o să-mi pierd eu capul. Ce-i? Ce-ai de gând să faci? Eu mă duc. Nu poți să te duci și să mă lași singură așa cum sunt. Trebuie să mă duc și nu vreau să rămân. Dacă te duci și te duci, atunci ia-mă și pe mine. Nu pot. Nu vreau să mai dau ochii cu el. Ce să fac cu tine? Ești om tare, Ghiț. Eu îl urăsc pe Sămădău cum n-am urât om în viața mea, dar n-aș fi fost în stare să-mi arunc nevasta drept momeală în curs. Ce mai stai? Ziceai că te duci. Pleacă! Pleacă! Feriți pe cai după el! Mă întorc acasă să-mi închei socotelile. Thank you.
Păi, ghiță, nu-l lași mie acum o dată de ziua de Paște. El am primit hârtiile însemnate și pe cea ruptă. De ce nu mi-ai spus tu asta la vreme? Pentru că nu mi-a dat Dumnezeu gândul bun la vreme. Fă-ți cruce. Fă-ți cruce că nu mai e vreme. Thank you.